Revenim cu o poveste interesantă. Generalul Străinu a povestit pentru întreaga opinie publică din România ce înseamnă război climatic. Afirmația dânsului este șocantă, dar e susținută de mulți oficiali, fie din NATO, fie de oameni de știință în ultimul timp. Americanii acuză pe ruși că le trimit uragane, rușii pe americani că le dau ierni mai calde în Siberia. Deci, oricum, s-a ajuns la un nivel incredibil. China are o strategie să schimbe clima pe nu știu ce suprafețe uriașe, mai mari decât ale Indiei până în 2025. A spus că nu mai există fenomen natural de câteva zeci de ani și că toate fenomenele meteo sunt consecința intervenției omului asupra naturii. Și dacă ne-am oprit în acest moment și n-am mai face astfel de intervenții, Pământul i-ar lua 50 de ani ca să revină la un ciclu normal. Bun, în acest context au apărut incendiile din această vară. Turcia, Grecia, Sardinia, Sicilia, Spania, Groenlanda, Alaska, Australia, deci în zone în care nu te-ai fi gândit vreodată că o să vezi incendii. Amazonul, unde... Uite-te la noi ce călduri avem acum, în România. Nu, dar a spus așa, chiar dacă temperatura crește, n-ar trebui să existe aceste incendii. Și a explicat de ce, în ce cazuri se întâmplă incendii pe cale naturală. Sunt 4 sau 5 situații în care se întâmplă aceste incendii, iar unele dintre ele sunt fenomene rare, adică nu prea au cum să se întâmple. Când norii au efect de oglindă, sunt nu știu ce norii lenticulari, prin care nu știu ce trebuie să se întâmple ca să se producă asta, că în general incendiile sunt puse la cale de crimă organizată, care vrea să defrișeze pentru investiții imobiliare sau pentru alt gen de proiecte militare, așa, o serie de zone. Ce s-a întâmplat în Italia? Hai să vedem un pic din ce spune generalul Străinu, se poate? Legat de Australia, doar cazul Australia. Hai să vedem acum și după aia o să vă dau concluziile unor oficiali italieni despre ce s-a întâmplat în Italia în această vară. La un moment dat, de exemplu, jumate era Australia, sudul era sub apă, jumate era sub foc. Dar în centrul Australiei se găsește o localitate, Pine Gap, unde este cea mai mare bază americană. Niciodată nu s-a apropiat focul sau apa la mai puțin de 25 de kilometri. Se oprea așa dintr-o dată când mergea pe direcția aia. Dar ce vreau să vă spun? Ce arde? Ard zonele care sunt ale băștinașilor, ale aborigenilor, care trebuie zgoniți de acolo, pentru că aceste zone sunt nu bogate, extraordinar de bogate în aur. Și mai mult decât atât, după extragerea aurului s-a constatat că sunt minerale deosebit de rare și prețioase folosite în industria electronică, a sateliților, rachetelor, a calculatoarelor electronice. Deci ei trebuie zgoniți de acolo, acele locuri sunt deja vândute, reține, sunt deja vândute, antamate și încă ceva, mai arde focul pe direcția unde vor fi construite trenurile de mare viteză care vor traversa Australia între marile orașe australiene. Deci aceasta este în Australia. Deci spuneți că există premize sau argumente care susțin că o parte din aceste incendii, din această vară, deci focul este de aici, de acolo, de peste deci tot, analiza acestor incendii arată că dincolo de elementul natural, avem piromani, deci oameni care sunt de buni. Dar au prins niște afgani prin Grecia. Incendiatori care sunt puși. Incendiatori care sunt oamenii care lucrează pentru a recupera de la casele de asigurări. Sau incendiatori care sunt ai marilor corporații imobiliare de drumuri, căi ferate, de pe care arătam. Bun, hai să vedem un carton din Italia. Apropo de ce spunea generalul Străinu în urmă cu 2 zile aici la Mădălin Ionescu. Și avem pregătit acele cartoane. Președintele Comisiei Antimafia din Sicilia, Claudio Fava. Îl pot vedea și eu pe ecran? Bun, bat până acolo, e ok. Trebuie să fim conștienți de faptul că nu grătarele sau tufișurile sunt cele care declanșează focurile. 98% din incendiile izbucnite în acest an în Sicilia au fost provocate intenționat. O spune președintele Comisiei Antimafia din Sicilia. Apropo de vremurile în care trăim, de toate aceste războaie economice, război economic fiind una dintre marile amenințări la adresa umanității, că războiul pentru resurse a devenit groaznic. În Sicilia, iată, secretarul general filialii siciliene a Partidului Democrat. În Sicilia, incendiile sunt mai utilizate decât gloanțele, atunci când trebuie să contracareze adversari periculoși. Crima organizată nu mai ucide, dar dă foc. Asta s-a întâmplat în Sicilia. L-am auzit pe generalul Străinu povestind despre cum iau foc pădurile în mod natural. Ce se întâmplă acum e alt aspect al războiului economic. Trăim o perioadă foarte agitată în care omenirea parcă nu mai are răbdare pentru nimic. Războiul pentru resurse este cumplit. Se spune că apa va fi raționalizată într-o perioadă relativ scurtă de timp.
am distrus resursele clasice și va fi din ce în ce, lupta dintre marile puteri e din ce în ce mai cruntă. Unii spun că retragerea americanilor din Afganistan e doar începutul haosului mondial care va urma. Nu știm. Suntem prea mici pentru perspectiva atât de largă. E clar însă că avem aceste amenințări. Pandemiile, care s-ar putea să devină o obișnuință, sunt, citeam astăzi, atenție, sunt vreo 59 de laboratoare de-astea, vreo 25 în Europa, de tip Wuhan. Sigur, nu la dimensiunile astea. Deci în Europa sunt 25 de locuri de unde de locuri poate să, de unde scape oricând, să scape oricând un astfel de virus. Boli, virus, da? Sigur. În America de Nord sunt vreo 13. Americanii fac în Kansas unul, îl termină, care va depăși Wuhan. Nu poți să rămână doar la mâna Wuhanului, nu? Și trăim, deci pandemiile sunt, reprezintă o amenințare, virusii în sine. Care e cea mai mare amenințare? Vreau să dați un răspuns din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Coșa, dintre virus și aceste pandemii, războiul economic pentru resurse, războiul climatic, războiul cibernetic sau foamea. Toate. Unele se suprapun. Da, e adevărat. Războiul economic și războiul cibernetic sunt iar cam același lucru. Acum, incendiile astea de păduri pe care le-am arătat și le-am discutat și domnul general le-a prezentat sunt, de fapt, niște lucruri locale care țin de o mafie, să zicem, mai imobiliară. Dar în Amazon? Nu e vorba de un război care folosește alte arme decât cele clasice între marile puteri, în care au introdus și incendiile de păduri. Încă nu. Poate să facă oricând. Deci eu cred că pericolul cel mai mare acum este acest haos economic care se va declanșa, ca urmare a faptului că s-a pornit o luptă extraordinară între Statele Unite ale Americii și China pentru leadership-ul mondial. În 20-25 de ani, Statele Unite va pierde acest leadership pe care are din 1946, dacă nu ia măsuri foarte puternice împotriva Chinei, care nu mai sunt economice, sunt și administrative, sunt și politice. Războiul ăsta va avea consecințe în întreaga lume. Va fi un haos, cum ați folosit dumneavoastră cuvântul, un haos pe piață, iar piața înseamnă, de fapt, viața noastră cea de toate zilele. Că va mai fi o pandemie, că va mai fi un incendiu, nu nec, se poate întâmpla. Dar România se poate întoarce într-o perioadă în care viața noastră, pe care o considerăm ca fiind clasică și din totdeauna, cum ar fi consumatorismul, cum ar fi vacanțele, cum ar fi o anumită lejeritate în interpretarea locului de muncă, va dispare și va fi o lume controlată foarte strict prin ceea ce am numit biopower, adică prin o pandemie care apare sau mai dispare, o lume care va fi controlată și nu va avea voie să aibă niciun fel de reacție la ceea ce se întâmplă, pentru că nu va avea voie nici măcar să iasă în stradă. De ce? Pentru că trebuie reorganizată lumea. Modelul economic neoclasic în care noi trăim de vreo 70 de ani nu mai funcționează. Pentru că a fost o mare greșeală din partea țărilor dezvoltate. Ei au crezut că dacă exportă capital în China sau în India sau în altă parte, vor câștiga mai mult pentru că acolo sunt salarii mai ieftine. Dar acea parte a lumii, în principal Asia-Pacific, ce a făcut? A folosit acest capital în dezavantajul celor care l-au exploatat. Un efect de bumerang, practic. Da. Situație care se exprimă în câteva cuvinte și anume ce a devenit China. China a devenit din made in China, adică producea ceva în China, made by China. Adică China a început să producă ea pe proprie ei picioare tehnologice, informatice. Deci lupta este foarte puternică. Noi suntem prea mici ca să avem un cuvânt de spus din acest punct de vedere, dar această... Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gestionăm mai bine resursele. Dar noastră în mod sigur. Da. Vine însă și o veste bună. Știu că la vine că vrei să spui ceva. Da. Fizicianul teoretician Michio Kaku. Eu vin cu... Mai îmi place să aduc și niște informații bune, exact. Importante pe piață. M-am înspăimântat ce a spus, interesantă. Ce a spus domnul profesor Coșa, că lumea se schimbă. Lumea, așa cum am fost noi obișnuiți să o cunoaștem, va dispărea. De și eram curioasă să știu, în lumea asta nouă care se construiește, da, ce loc va mai avea fenomenul cultural care a fost total aruncat în derivă. Ei, nu, va fi anul modificat ăsta, ideologic. Va trebui să faci piese de teatru, prezidezi un festival de film despre dragoste, știu, la
La Cetatea Neamțului, între 10 și 12 august, acolo, cu public, în cetate, unde aștept pe toată lumea să vină. Vor apărea filmele cu Dragoste printre viruși sau prin spitale? Sau nu, ne vom vedea față în față de asta, o să respectăm toate normele, dar o să ne vedem față în față deci în Cetatea Neamțului. Între 10 și 12 septembrie, în Cetatea Neamțului. Înainte de noile restricții, prins o perioadă interesantă, revin la fizician. Vineri, sâmbătă, duminică și intrarea este liberă, așa că așteptăm pe toți. Teoretician Micio Cacu a spus așa, că a apărut un pas uriaș către Sfântul Graal al cercetărilor privind energia. Pe 8 august, practic, cercetătorii din California au reușit să reproducă o mică parte din puterea soarelui prin fuziune nucleară. Rezultatul a fost posibil prin concentrarea luminii a 192 de lasere către o țintă de mărimea unei grăunțe, care conținea deuteriu și tritiu, forme ale hidrogenului. Acest pas, consideră fizicianul, este unul uriaș către energia curată. Viitorul combustibil este apa de mare. Hidrogenul din apa de mare ar putea fi combustibilul de bază. Cu ce ne-ar putea ajuta această poveste? Lăsăm aparte că vom seca mările și oceanele. Nu o să secăm. Nu o să secăm. Bine, nu o să secăm evident. Mările și oceanele și eu cred că orice combustibil pe care îl găsim. Asta cu energia curată, că asta ni se spune acum. E noua fază a energiei, a umanității. Astea sunt lucruri interesante. E un fel de Jules Verne, așa, pentru că noi trebuie să ne gândim ce parte a populației sau a globului poate beneficia de așa ceva. Poate alții. Noi deocamdată nu avem avem cel mai mic consum de săpun și de pastă de dinți din Europa, avem 80% din toaletele lăsate în curte, nu avem apă potabilă, avem locuri fără curent electric și noi ne gândim la hidrogen. Până una alta trebuie să facem alte și alte lucruri, iar acest progres galopant pe care îl face știința, pe noi ne va lăsa în urmă, pentru că noi avem o altă viziune. Noi încă suntem în secolul trecut, în loc să ne gândim la viitor, noi ne muncim să mai facem kilometri de autostradă pe care alții le-au făcut acum 100 de ani. Deci România e un caz aparte, iar dacă, așa cum spunea maestru mai înainte, nu ne vom trezi, chiar dacă cântăm toată ziua trezește române sau scoate române, vom rămâne foarte, foarte în urmă. Deja suntem foarte în urmă. Noi trăim mai bine ca înainte, trăim an de an, puțin mai bine ca de anul trecut, dar distanța dintre noi și lumea civilizată crește. Și noi ne gândim la hidrogen. Eu ca atât să ne gândim la gaze, pentru că de 6 ani de zile ne chinuim să tragem gazele din Marea Neagră și nu reușim nici măcar un metru cub să scoatem de acolo. Da, este foarte corect ce spuneți noastră, însă ăsta e nivelul la care au ajuns alții. Și din păcate, noi gândim întotdeauna la foc mic. Chiar dacă domnul Florin Zanfirescu vrea un alt viitor pentru România, toți vrem un alt viitor. Toți vrem. Că dacă am fi vrut toți, am fi avut un viitor. Apă, dragă. Deocamdată avem doar trecut. Suntem în staul, domnule, noi. Suntem într-un staul. Și alții dau cu biciu. Și noi ne-am băgat acolo. Viitorul nostru e al sclavilor. Asta credeți despre România? Da. Păi bun. Suntem într-o situație de sclavi absolut, absolută. E clar. Noi nu putem mișca în front. Cum avem, numai să spui că-ți iubești mama, intrăm în zona aia. Care... Încă n-am ajuns până acolo. Păi cum să n-am? Încă n-am ajuns în România. Cum apar, sunt legi. Mă condamnă dacă spun ceva. Nu avem voie să acceptăm legi împotriva, aș putea spune chiar împotriva firii. Nu putem dacă ar să fi Victor Orban cu noi. Da. Trebuie să facem sigur există și la noi câțiva Victor Orban. Există. Păi există. Sigur mai există mulți. Și la noi. Și trebuie să nu ne mai temem să recunoaștem că ne iubim țara, să recunoaștem că suntem patrioți, să recunoaștem că vrem să ne batem pentru țara noastră. Nu trebuie să ne temem de lucrurile astea. Da, sigur, la început o să fim arătați cu degetul, o dată, de două ori, dar până la urmă o să se sature să ne mai arate cu degetul și o să putem să mergem înainte. Dacă avem asemenea conducători. Dar dacă un nenea după stradă vorbește așa, poate să dispară într-o clipă. Și sper după aia, cei din jur se sperie. Au, vrei să pățești ca ăsta? Tăcem, să tăcem. Eu sper că nu. Eu sper să nu se întâmple.
Bun, jocurile, chiar dacă par făcute, încă mai pot fi nuanțate. Hai să discutăm un pic, pentru că a fost o săptămână plină cu premierul Cățu, deja după nu știu cât timp de... Nu-l ierți nici în seara asta. Dar nu, n-am nicio problemă cu el. Mă uit la presă și lucrurile sunt foarte interesante. Este tot timpul în prim plan. Presa îi acordă un spațiu foarte larg pentru că a devenit exotic după scandalurile din Statele Unite și după toate aceste speculații sau articole. Trebuia să se aștepte că mai devreme sau mai târziu vor ieși foarte multe lucruri despre el. După toate aceste... cred că și le asumă. Adică în momentul în care le-ai făcut, știi că le-ai făcut, că altfel e, nu, dar după ce s-a întâmplat personal, ieri, că ești, suntem nu cunoșteam, dar sunt zeci de ani de când nu ne-am mai văzut. Adică... A, dar ai știut. Am fost colegi de liceu. Poftim, deci. Cum învățam? Lumea e mică. N-am fost în aceeași clasă, nu știu. Știu că era... Nu era un băiat prost, deloc, în liceu și juca fotbal bine. Da. Binișor sau bine, da. Deși clasa mea îl bătea. Premierul Cățu are balls, în sensul că nu se teme. Adică are o aroganță evidentă, aroganță și, dacă vreți, cu ghilimele. Am putea spune duce. Fiecare spate. Le duce, fiecare are spate stomac. Puternic, pentru că altfel nu se explică, deci cum își permite, de exemplu, să aibă astfel de gesturi după toate acuzațiile din presă și să aibă mimica asta, retorica asta, când s-a dus și la mare. Era tot o veselie după toate acuzele din Statele Unite, cu împrumutul, cu așa. La Kiev s-a dus fără probleme, probabil ca să-i se mai ridice un pic statutul după toată perioada asta în care a fost șifonat. Dar ieri, de exemplu, în plină campanie în care era acuzat că ar fi ajuns mare în politică pe filiera unor posibili ofițeri SIE sau colaboratori SIE, a ieșit nou în dorobanți cu unul dintre cei despre care se spunea că ar putea fi ofițer SIE, arătând că nu-i pasă sau dându-le semnale unor băieți din alte structuri care îl atacă în acest moment, că nu-i pasă și că el e la putere în acest moment. Iată ce a spus însă despre ministrul finanțelor. Ironic la adresa lui Dan Vâlceanu, care n-a știut cât e salariul minim. Domnul ministrul finanțelor era optimist. Vedea în viitor cât o să fie salariul minim pe economie. A fost o gafă. Cu siguranță astăzi ați discutat foarte mult despre acest lucru. A fost deliciu presei, dar în același timp astăzi au fost anunțate niște lucruri foarte importante pentru economie, pe care ar trebui să le repete și o să-i spun să le repete. Acum știe. Deci a recunoscut practic că ministrul lui de finanțe pe care l-a pus nu știa cât e salariul minim. Asta e o gafă și a premierului, asta vreau să întreb. Păi trebuia să spună asta, de la ironizat... Sau a vrut să-l pună la punct. Sau a vrut să fie drăguț, sau a vrut să-l pună la punct. Să-i arate ministrului finanțelor care e locul lui și unde trebuie să stea el, de acum înainte. Sau, nu că de acum înainte, unde trebuie să stea dacă vrea să rămână în continuare cu acest portofoliu. În același timp, Ludovic Orban a spus că el niciodată nu i-a dat girul acestui personaj și pentru că ar fi avut niște probleme la un moment dat. Eu nu cred că va avea viață lungă, dacă mă întreb pe mine, de care a fost absolvit însă. Deci nu crezi că va avea viață lungă. Ludovic Orban, domnul ministru al finanțelor, era optimist, vedea. Nu, asta este, ați încurcat, e afirmația lui Florin Cățu de mai devreme. Sună altfel ce zicea Ludovic Orban, o să găsesc eu că mi-am notat, sunt atent. Bun. Amândoi citează, adică... Același. Da. Nu. Suna altfel ce a zis Ludovic Orban. Dan Vâlceanu a fost prima propunere a lui Florin Cățu când a preluat guvernul, însă la acea vreme nu a fost agreată varianta, dând de înțeles că unul din motivele refuzului l-ar fi reprezentat exact posibile probleme penale ale ministrului finanțelor, dar de care a fost absolvit de procurori. Trebuie să facem această mențiune. A rămas doar mama lui, cred că, în dosar. Ar fi culme, a zis Ludovic Orban, să spun că mi se pare în regulă. Știți foarte bine că eu am votat împotriva lui, am spus că există riscuri serioase, trebuie îndeplinite niște exigențe care țin de experiență de management. A profitat de situația în care s-a făcut Cățu și l-a taxat un pic. Da, este trist că se duce o campanie electorală în interiorul partidului, principalului partid aflat la guvernare, luându-se în discuție chestiuni care țin de România. Campania electorală n-ar trebui să fie văzută efectiv ricoșând în instituțiile statului, în oameni puși în funcții atât de importante, ca să nu mai zic că își fac lor foarte rău. Deci PNL-ului își face foarte rău prin toate declarațiile astea, prin toată bătălia asta care se duce. Asta prin faptul și că aflăm că o tabără
declară că nu ia prizonieri. Deci automat în momentul în care exponentul ei câștigă alegerile, ceilalți trebuie dați afară din partid, ceilalți din tabăra opusă. Așa ceva e grav, pentru că îți faci foarte rău ție ca partid. PNCCD-ul va fi cumva parfum pe lângă ceea ce urmează să se întâmple cu orice partid care face o politică de genul ăsta. Dar până la urmă ei aleg să facă lucrul ăsta, e dreptul lor, dar să nu existe repercusiuni asupra României. Domnul Mircea Coșa este economist. Este grav dacă un ministru de finanțe nu știe bine. O întrebare idiotă cumva, dar înțelegeți ideea. Dacă nu știe cât e salariul minim? Asta e problema pe care eu am tratat-o și atunci când a fost întrebat domnul Cățu dacă știe cât costă pâine. Nu. Astfel de întrebări nu trebuie să fie puse. Asta arată un nivel foarte scăzut a celor care pun întrebare. Asta ziceam și de prețul pâinii, că e penibil întrebare. Nu știe. Nu mai există preț unic. Un ministru de finanțe nu este obligat să știe cât e salariul minim, mai ales că el este variabil. Un ministru de finanțe trebuie ca să știe care este politica ministerului și care sunt problemele pe care le are de rezolvat. Domnul Vâlceanu nu a prea performat nici la aceste probleme ale guvernului, nici ale ministerului. Domnia sa trebuia să stea câteva zile până să dea declarații de presă și să vadă cam ce se întâmplă prin minister. Dar eu sunt împotriva acestor întrebări zise capcană, în care întreb pe cineva cât costă pâinea. Dar sunt veșnicele întrebări ale ziariștilor la adresa tuturor ministrilor de resort după 90. De exemplu, dacă îmi dați voie să vă spun, trebuia să vă întreb pe domnul Vulceanu care sunt direcțiile principale pe care bugetul de stat le urmează după această rectificare, pentru că trebuie ca să plecăm de la ideea că bugetul este un instrument de politică economică, are obiective, care sunt astea, sau dacă acest buget este de fapt o luptă internă între membrii coaliției. Trebuia să ne întrebe ce se întâmplă cu PNRR-ul, pentru că suntem foarte, foarte în urmă cu asta. Aici trebuie să te pregătești ca ziarist, să citești, să studiezi. Deci, e mai simplu să întrebi cât e prețul pâinii, ca și cum pâinea mai are un singur preț. Domnul Cățu, nu-l condamn că vorbește câteodată fără ca să își măsoară foarte bine cuvintele, pentru că aroganța de care dumneavoastră vorbiți nu este permisă unui om care conduce o națiune. Domnule Floris, mulțumesc. Aroganța înseamnă că, de fapt, ne desconsideră. Pentru că noi avem nevoie de informație, trebuie ca să știm ce s-a întâmplat, nu să ne răspundă, am uitat, uite, nu știm. Mulțumesc. Îl întreb pe domnul Florin Zanfirescu la final. Dați-mi, în afară de Călin Georgescu, un nume de om care ar putea fi în România, un român, adevărat, care ar putea fi prim-ministru acum. Există? Nu face să-mi aduc aminte de un banc. Deci nici asta nu. E greu. Zic deosebirea între nemți și români. Nemții spun că au o turmă de tâmpiți și un geniu care îi conduce. Noi avem o turmă de oameni geniali și un tâmpit care ne conduce. Și cu turma nu poți să faci nimic. Cât de geniali am fi toți, nu putem să facem. Ați generalizat, v-ați referit la cel care ne conduce acum sau la... Era un banc. Era un banc, da? Era un banc. E un banc, da. Dar nu. Asta nu o fi, să fiu nevoit să intervin acum să vă spun că nu e frumos. Era un banc. Era un banc. Da. Foarte bun banc. E un banc. Că ne definește ca nație. Adică mai bine să conduci... Să ai tâmpiți și să ai geniu. O turmă de oi, da. Un cioban deștept. Decât să conducă un tâmpit, niște nu știu. Niște genii, dar geniile alea de ce și-au ales un tâmpit? Aici o discuție. Pentru că li s-a impus. E un banc, repet, e un banc. Pentru că li s-a impus și li se impune din 89 încoace. Mulțumim foarte mult pentru prezența noi tuturor. Mulțumim frumos. Toni Zafirescu, Lavinia Șandru, Mircea Coșa, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Urmează Mugur Mihăiescu. Mugur Mihăiescu, rămâneți cu Metropola TV. Ne revedem luni, săptămâna viitoare. Mega surprize. Rămâneți alături de noi.